Astăzi se împlinesc 21 de ani de la înființarea unității de primiri urgențe de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași. Cu acest prilej se fac demersuri pentru mărirea capacității pentru ca anual în unitatea medicală ajung peste 35.000 de copii. Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași înregistrează un număr tot mai mare de pacienți pediatrici. Zilnic, sute de copii au nevoie de îngrijiri medicale, astfel că unitatea de primiri urgențe necesită o extindere. Am plecat cu 4 medici, cu 8 asistenți medicali și fără linie de gardă. Și da, sigur, și adresabilitatea era pe măsură, 3, maxim 10 pacienți pe 24 de ore. La ora actuală, adresabilitatea a crescut, avem o medie de 100 și chiar 150 de pacienți pe 24 de ore, ceea ce înseamnă că într-un an de zile atingem o cifră frumoasă de 37.000 de copii, că și spațiul a fost și încă este insuficient. Într-o primă etapă, într-un spațiu relocat la parterul spitalului, în 98 de metri pătrați. Ce înseamnă asta? Un apartament cu 3 camere. Managerul interimar al unității medicale, Alina Belu, a declarat că dorește mărirea capacității în unitatea de primiri urgențe până la 35 de paturi. Sperăm ca de la actuala locație, care prevede doar 5 paturi pentru tratamentul pacienților în unitatea primiri urgențe, să ajungem la cele 35 de paturi prin extinderea unității primiri urgențe din cadrul Spitalului de Copii Sfânta Maria Iași. Un proiect care probabil se va realiza cât mai repede în beneficiu și de dragul copiilor noștri. Reprezentanții unității medicale au mai precizat că odată cu consolidarea și modernizarea Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași, unitatea de primiri urgențe își va mări spațiul până la 2500 de metri pătrați.